Seara, bună seara, ne auziți? Da. Sunt bine? Da, da. Dar acum unde sunteți în cinematograful vostru? Adică la voi, da. Să știi că casa e atât de mare încât putem să întoarcem mașina în living. Mașina fetițelor, că despre ele este vorba. Am cunoscut oameni care întorceau tractorul în living. Și tractor adevărat, nu al fetițelor. Da. Până la urmă este o emisiune în care voi sunteți protagoniști, nu intrați cu nimeni în conflict, nu se întâmplă absolut, adică să zici că poate la mămici cu lipici mai există între mămici invidii, răutăți și ai putea ca telespectator să te plasezi într-o parte. Dar la voi sunteți voi, ce are lumea cu voi? E, știi cum e, oamenii găsesc pretexte la tot pasul. Da, din orice să înceapă să vorbească. Știi, mi s-a părut foarte drăguț un mesaj zilele trecute în care cineva îmi spunea ceva de genul: dacă tot apari pe Instagram sau dacă tot apari la televizor, ar trebui să faci lucrurile pe care le vrem noi. Ia auzi! Da, păi adică, transmite-le contul sau dă-le Revolutul. Ce vreau? Adică, ce vreau? Și eu am încercat să le explic. Totuși... Stați puțin. Voi vorbiți despre ce probleme... Seară pe Instagram-ul tău. Da. În timp ce eu am piesa și lucram că eu o să lansez o piesă mâine de Dragobete, tu te certai cu cineva. Și îmi spuneai, mamă, ce stătea pe telefon. Bă, m-a enervat groaznic, stătea numai pe telefon. Eu ziceam, iubire, e bine aici, piesa, cum alea. Ia stai, iubire, că am ceva de vorbit. Și i-a stricat și mood-ul, a cântat-o nervoasă, nu? Da, bă, ce da. Ceva, așa, și ce s-a întâmplat acolo, probabil, că ce nu știu. Ideea e că m-am înfoiat eu așa un pic. Și le-am spus celor care mă urmăresc pe Instagram că dacă nu le convine ce postez sau nu le convine ce facem noi în emisiune, sunt liber să dea un follow, pentru că până la urmă nimeni nu este obligat să te urmărească, nimeni nu este obligat și să... Și ce crezi? Au crescut numărul de followers cu 1000 și ceva într-o zi, asta știu. Da, deci după ce le-am spus, nu mai dați-mi un follow dacă nu vă convine. Dar le-ai zis hotărât așa cum știi tu. Da, frumos, așa, prețios, cum știi. Prețios, frumos, elegant. Elegant, da. Elegant, bravo, iubire. N-am zis chiar cum fac acasă. Da. Dar de la ce s-au luat? Ce aveau? Ce nu le-a plăcut? Păi, apropo de promoțiile pe care le facem cu toți influencerii din când în când pe Instagram, promovau un produs... Și faptul că cum să spun, orice am pune noi pe Instagram, lor li se pare că noi facem bani datorită lor pe Instagram. Total greșit. Nu, și tu este gratis în viață. Da. Culmea, nimic nu este gratis în viață. Și că suntem niște paraziți care ne... facem altceva decât să stăm acasă. Paraziții nu era rău. Mergeam la umor, făceam lucruri interesante. Da. Înțelegi că stăm acasă și că nu facem absolut nimic și datorită lor noi câștigăm bani. Lucru care m-a enervat foarte. Da. Adică, Paula Chirilă, cam așa e și la tine. Tu stai acolo, nu faci nimic toată ziua și câștigi bani, nu ți-e rușat. Nu, eu sunt ăla care nu face nimic aici, vă rog frumos, deci... Eu mai știu... Adică să nu ne luăm atâtam! În sfârșit, bă, băiatre, poate vede vreun șef și îmi dă salariile voastre. Care salarii? Tu crezi noi suntem plătiți? Și se face odată dreptate. Ce? Eu am venit cu bani de acasă? Nu aș fi, pentru că... Emisiunea noastră este foarte curată. Fiecare miercuri și joi pe Antena Stars de la orele 21, înainte de tine. Acolo nu avem hateri foarte mulți sau spre deloc. Da, am zis că acolo nu există atât de mult hate. Noi am fost foarte bucuroși să-i primim pe telespectatori la noi în casă într-un reality de așa învergură. Am stat un pic și ne-am gândit. Da, dar chiar este un reality fără conflict, știi? Asta este dubios. Asta îi enervează pe oameni. Da, iată, probabil că nu ce se întâmplă în reality i-a deranjat. Înțeleg că îi deranjează postări din viața personală sau, mă rog, postări... Dau la televizor, dau și pe Instagram, adică nu este nimic nou, știi? Doar că pe Instagram oamenii au găsit chestia asta că hai să avem dreptul la opinie. Eu i-am spus de mult, Gabriele, să nu mai pună la suflet toate comentariile. Da, e adevărat. Dacă erau multe, spuneam, dar sunt 2-3 și de acolo se face un glob, un bulgăre de zăpadă. Într-adevăr și se... Eu de obicei nu sunt atentă la detaliile astea, dar mai sunt și momente când te mai iei, mai ai nervi. Da, te... dar să știi, e normal. Bine, eu am spus mereu... De Dragobete, noaptea asta, că imediat e Dragobetele. Noi nu mai facem un copil! Hai,
ne certăm până la 12, după aia ne împăcăm. Să faceți, că noi vă plătim, da? Și dacă noi vrem să faceți copii, faceți până vă spunem voi să vă opriți. Că noaptea asta vom munci, eu mă duc la prietenul meu, Felipe, să montez piesa. Tu să nu te mai duci la Felipe, că nu vrem să mergi la Felipe. Așa. Vreau să anunț să lansez mâine o piesă foarte frumoasă de dragoste, dedicată fetițelor mele, fetele lui Tavi. Se cheamă Cry Valentine, spun în premieră la voi. Și mă duc, Doamne, să o montez, pentru noaptea asta o pun pe YouTube, pe canalul meu Tavi Glonda. Și poate mă mai așteaptă iubirea dacă mă întorc într-o oră rezonabilă, poate mă mai aștept. Într-o oră rezonabilă, da. Deci tu pleci să înregistrezi chiar în noaptele Dragobete, bă, băiatule. Am înregistrat, mai am montajul de videoclip să-l fac. Așa da cadou, nu? Așa da, scuză. Ierbite. Piesa, am filmat piesa și vreau să vă spun că am făcut-o noi doi, adică eu am fost pe post de cameraman. Bă, dar ce frumos ai filmat. Am filmat frumos, nu? Mamă, și e o chestie inedită, am filmat pe o platformă, dar nu vă spun mai mult decât că a fost un echilibru dezechilibrat, da. Și bine, țineam, înțelegi, a fost foarte tare, abia aștept să lansez videoclipul mâine. Și în premieră la voi am spus că se cheamă piesa Cry Valentine. E o dispută între dragobetele românesc și Valentine's-ul englezesc. Că tot timpul e o luptă asta, n-am înțeles niciodată lupta asta, că e vorba doar despre iubire și despre sărbătoare. Dar, mă rog, nu cred că e o luptă. Fiecare cu sărbătoarea lui. E o luptă, mă, că nu mai e poziția celor care, nu cred, adică nu cred, nu vor să... Este motiv de petrecere. Exact. E adevărat. Până la urmă despre asta e vorba. Iar asta cu Valentine's Day, eu înțeleg poziția oamenilor, că, domne, de ce am importat-o și ne închinăm atât de apăsat la ea, când o aveam și noi pe a noastră și am lăsat-o de izbeliște. Da, până n-a apărut Valentine's Day, tare am mai sărbătorit noi. Da, am fi putut să facem. Dacă tot am descoperit o sărbătoare iubirii la americani, acum... puteam să o reinventăm pe a noastră cum trebuie, să o luăm pe aia. Adică asta pot să înțeleg, știi? Că suntem... motiv de fericire. La fetele lui David Baicatul acestea. Mâine seară și poi mâine seară. Mâine seară și... O să vedeți ce am făcut. Am luat camere pe noi. La ce timpul ne-am expus. Bine că mi-a prins poliția, asta e bine. Da, eu era să cad în lac. Și am călcat într-un noroc și m-am dus și am jucat la loto. Și ai câștigat ceva? Și? Ai fost? Am fost, o să vezi că e biletul în mașină. Ah, când ai cumpărat... Da. E biletul pentru extragerea de duminică? Habar n-am, că eu nu la loto. Păi. Habar n-am, asta trebuie să te uiți prima oară când e. Tu aștept să te spune cineva să spună că ai câștigat. Am atât cu biletul și îl bagă, nu știu cum, îl verific acolo. Păi dacă ai fost astăzi marți, când e tragerea? Uite, da, vezi, încă un prilej de hatereală. Dacă o să câștigi, o să zic, ia uite, bani nemunciți, a câștigat degeaba. Da, au așa de mulți bani încât nici nu-i pasă când e extragere. Ea cumpără bilete la loto, dar să le cumpere. Și mai multe că dacă noi vorbim aici, nu se mai aude nimic acolo, pentru că așa e setată treaba. Pare că are un ecou și îi acoperă pe ei. Deci... Stai să vă zic care a fost cel mai tare mesaj pe care l-am primit. Mă întreabă o duduie... auzi, dragă, dar tu plătești impozite sau iei banii la negru? Câte impozite plătești tu pentru ce zici tu că muncești acolo? Și am zis... vreau să-ți răspund acum. Mi-am luat și contabil, am o firmă de contabilitate ca să fiu sigură, pentru că mi-au pus o dată poprire pe conturi pentru niște prostii. Uhum. Înțeles? Și până m-am dus eu că trebuia să fac nu știu ce dovadă de plată, de așa, da, vreo 3 săptămâni am stat cu conturile oprite. Noroc că mai am un soț care are și el conturi. Un card, două, da. Care trăiește și el pe bază de bani nemunciți. Da. Știi că... Vreau mai am un soț care ia bani la negru. Face emisiune la antena asta și nu muncești. Da. Nu. Se distrează. Băi, da, până la urmă s-ar putea și ăsta să fie un motiv, pentru că spuneam zile trecute, ar trebui să-i mulțumim Dumnezeu că avem șansa de a câștiga bani făcând ceva distractiv, știi? Sunt o mulțime de oameni care se duc apăsați la muncă și... Probabil că oamenii care scriu aceste mesaje nu fac meseria pe care ar vrea să o facă. Și atunci este frustrant, ei trag la ceva ce nu le place, iar noi... ne simțim bine, zâmbim, chiar dacă e obositor, facem ce ne place și câștigăm bani din asta. Probabil că aici este marea frustrare a unora, dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre dragobete, iubire, dă-mi un pup, nu mai târziu că am treabă. Eu m-am făcut. Mi-a zis. Te repezeai. Te repezeai și nu-i 12 noaptea. Ce-ți n-ai, mă? Da. Ok.
Da, repet, nu trebuie să îi luați foarte, foarte personal, pentru că până la urmă, până la un punct, eu am zis tot timpul, faptul că am aici mesaje și vedem tot felul de apostrofări în fiecare seară, m-am vaccinat de mult împotriva acestor atitudini și până la urmă oamenii sunt și au dreptul să te critique din moment ce îți dau și credit și girul lor. Că audiența și adică ei au un soi de dreptate, știi? Bă, tu încasezi niște bani pe contul acela pentru că ei se uită și îl urmăresc în număr foarte mare. Ca și la televiziune. Dacă nu s-ar uita la noi, ne-ar da afară, n-am mai luat publicitate și la revedere. Deci, atâta timp cât ei își rup din timpul lor și îți acordă onoarea de a te uita la tine, bă, cred că dacă își exprimă poziția civilizat fără înjurături, poți să ții cont de părerea lor, știi? Adică ar trebui. Aici, nu știu, nu în momentul așa. În care trebuie să te înjure și să spună lucruri care nu sunt adevărate, adică, să te trezești că vine una și spune: mamă, ce nașpa și ce proastă ești, mă scuzați și ce... Da, ăsta este soiul de autoflagelare, pentru că nu văd de ce ai înjura omul de la televizor când ai telecomanda în mână sau de ce îl înjuri pe ăla după Instagram când poți să nu-l mai urmărești. Dar, repet, păreri și sugestii spuse într-un limbaj civilizat sunt binevenite întotdeauna. Dacă cer să te urmărească lumea, cum e Dorian, da, care zice urmăriți-mă, da, ăla trebuie să facă să ce zice așa. Dar sunt artiști care nu vor, dacă tu vii la mine pe pagină, las-mă drept cum pace să pun poze cu nevastă mea până mor. Ce treaba ta să-ți Cătălin, dau eu? Cătălin, nici aici nu sunt de acord că dacă mă urmărește trebuie să fac ce zice el. Nu, păi dacă nu mă plătește. Păi da, sunt anumiți oameni care trăiesc din asta. Pentru un serviciu fac ce zice. Altfel nici nu fac ce zice, dar de multe ori zic lucruri bune, mă. Adică sunt și lucruri bune pe care oamenii le spun. Constructive. Bineînțeles, da. Că da. N-ai tu toate ideile bune din lumea asta. Da. Eu o chestie, apropo de treaba asta, și dau dreptate Paulei, apropo de ce spuneam mai devreme, tu ai venit la mine pe pagină pentru ceea ce am postat eu până acum. Da, exact. Corect. E un... Te-a plăcut? Și atunci n-am de ce să mă schimb. Ideea, dragilor, dați-ne follow, eu sunt Aviclon, dar pe Instagram, băi, Gabriela. Ăștia sunt genul de oameni care intră în magazine și zice, dar dumneavoastră haine cum vreau eu, n-aveți? Păi da, normal că doar nu și-o cumpăra haine de care vrea vânzătorul. Ia mâine faceți și pe roșu toată colecția. Tu stai, mă, femeie, o leacă. Nu, ok, n-aveți cum vreau eu, ies. Da. Exact. Știi? Nu te cert. Da, mă rog, este granița extrem de sensibilă. Mai ales la produse promovate, că aici este tot oful. Mă rog, 12 noaptea, ca cenușărea să fugi de acasă ca să nu te prindă dragobetele, fui la înregistrări și te întorci cu caleașca, e invers decât la cenușă, vii cu caleașca aurită și cu înregistrarea proaspătă. E un clip nou-nouț, da, pentru mâine vreau să-l lansez, adică o să-l lansez sigur. Și sper să placă tuturor pe canalul meu, pe Taviclon, dar avem și canalul Victorienii. Suntem peste tot, numai mesaje să primim. Nu, important e să-i urmăriți și să-i înjurați acolo. Fetele sunt mai sensibile. Dați-mi mine dacă vreți, dragilor, că duc eu. Nu mai îmi jigniți fetițele, că și ea e fetița mea, ca și celelalte două. E adevărat așa. E drăguț. E adevărat. Vă pup, dragobete, cum să zic, încins, vă urez. Sănătate.